Platon Teodor, din localitatea Budacu de Jos. Activez în cadrul Asociației Columbofile Bistrița Năsăud din anul 2012. Porumbeii mi-au fost dragi de mic copil. Am deținut porumbei, dar nu am concurat cu ei până în anul 2001, după care am avut o perioadă de 10 ani în care nu am avut posibilitatea să mă ocup de porumbei. În 2011 am achiziționat un lot de porumbei de la cineva de la noi din județ. Și am început din 2012 să concurez oficial sub titulatura de frații Platon. Porumbeii îi dețin împreună cu fratele meu. Ca origine, porumbeii sunt de la crescători numiți Ludoklassen, Charlekens, Van Heteren și Leo Varin. Acestea patru origini stau la baza crescătoriei actuale. Porumbeii am achiziționat o parte din ei în 2011 de la crescătorul județean Simeon Caionel, iar în anul 2012 am luat întreaga crescătorie, dânsul renunțând la temporar, probabil la a concura cu porumbeii. Aceștia provenind de la majoritatea de la crescătorul Trifan Mihai. Categoriile la care concurez sunt viteză de mifon, demifond și fond. În general, concursurile de o zi. M-am axat pe aceste categorii, fiind porumbei care se pretează pentru așa ceva și am și obținut rezultate cu ei la categoriile respective. Primele rezultate notabile au apărut în 2013, când am obținut locul 13 național la viteză tineret cu femela 2.0668239, femelă care este la baza crescătoriei actuale. Ea a obținut în fiecare an locul 1 județean viteză, locul 1 județean viteză palmarez, în 2013, în 2014 locul 1 viteză, locul 1 demifond, locul 1 viteză palmarez, locul 1 demifond palmarez, în anul 2015 locul 1 viteză, locul 1 demifond, locul 1 viteză palmarez, locul 1 demifond palmarez, locul 6 național, palmarez 3 ani, fiind cel mai bun rezultat al femelei. Tot în acești ani 2013, 2014, 2015 am avut porumbel care s-a clasat în primii 20 de locuri naționale. La crescător am avut locul 4 național general crescător în 2015, locul 7 național general crescător în 2014. Din motive personale, în cursul anului 2016 nu am putut să mă ocup de porumbei și am renunțat să particip la concursuri. În schimb, în 2018 am revenit cu un lot destul de bun de porumbei, destul de compact. Cu aceștia am obținut rezultate foarte bune, printre care pot aminti rezultatele obținute cu femela 0268031, locul 3 național viteză un an, locul 3 național viteză palmarez 2 ani, locul 4 național demifond și locul 5 național demifond palmarez. Aceeași femelă ne-a reprezentat la Cupa Europei de la Brno din 2020, obținând locul 2 la categoria A. Tot în 2019 am obținut cu femela 0268002 locul 10 național, ea fiind în același timp și locul 1 provincial la categoria Aspid Palmares.
În 2019 am obținut locul 2 provincial cu masculul 304-8131, frate bun cu femeia la 268031, la categoria Aspit Tineret. În 2018 am obținut locul 3 provincial cu masculul 268029 la categoria General Tineret. Toți porumbeii care vi-am enumerat au fost porumbei care mi-au creat echipa cu care am obținut locul 1 național demifond în anul 2019, locul 2 național viteză crescător în 2019. Momentan în crescătorie dețin un număr de 24 de perechi de reproducție, din care reproduc anual între 70 și 100 de pui. O parte din pui concurează la categoriile, la concursurile cu pui, ceilalți sunt destinați vânzării. Pentru lotul de zboruri cu maturii, de obicei nu țin mai mult de 60 de porumbei. Concurez la natural, nu concurez la văduvie și pe tot parcursul concursurilor porumbei cresc pui, câte un pui. Ca tip de hrană folosesc produsele oferite de Versele Laga, sunt produse foarte bune. Mai folosesc și produse de la Byers. Ca și pregătirea porumbeilor, începând cu ziua 0, când se întorc de la concurs, aceștia primesc un recuperator în prima apă care o primesc. Folosesc Belgasol împreună cu glucoză ca recuperator în prima zi și dacă este cazul și a fost un concurs destul de greu, vor primi și în a doua zi. În prima zi de la întoarcerea de la concurs primesc mâncare de bază care nu are conținut foarte mare de porumb și mazăre. Primele 2 zile primesc această mâncare fără nimic, fără niciun adaos, doar mâncare simplă. Prima zi de la întoarcerea de la concursul porumbei nu îi las să iasă afară, doar a doua zi încep să iasă la program normal de dimineața și după masa zboară la liber cât au ei chef de zbor și continuăm treptat cu a treia zi când deja începem să le pregătim mâncarea cu probiotice pentru recuperarea florei intestinale, mâncare tot așa cu mâncare de bază, dar cu un pic de adaos pe mâncare. A treia zi primesc în apa de băut complex polivitaminic pentru recuperare, iar din a patra zi începem pregătirea porumbeilor cu un pic de drojdie de bere cu ulei de usturoi împreună cu drojdie de bere și probiotice. În a patra zi primesc kefir cu vita mineral și ca tip de mâncare combin mâncarea de bază cu Champions Plus de la Versele Laga. Iar în ultimele 2 zile folosesc produse de la Romfrey pentru concurs, împreună cu mâncarea Energy de la Versele Laga. În apa de băut folosesc din două zile complex polivitaminic. Nu obișnuiesc să antrenez porumbei între etape. Antrenamentul are loc doar în jurul crescătoriei, dimineața și după masa.
se antrenează împreună femeile și masculii, toată lumea iese la zbor, indiferent de starea de cuib, indiferent că au ouă, pui sau starea lor, toată lumea trebuie să iasă la antrenament. Asta începând cu ziua 3. Primele două zile, tot așa ies toți să porumbei afară, nu rămâne niciunul în crescătorie, ies și se antrenează de voie, nu insist asupra lor. Începând din ziua a treia, încep să fac antrenament progresiv, încep cu 20-25 de minute, următoarea zi, în funcție de starea lor de recuperare, urc timpul de antrenament, urmând ca până în ziua preîmbarcării să fie antrenamentul ca durată undeva între 40-50 de minute. Asta de obicei dimineața. După masa, antrenamentul durează maxim 40 de minute. Puii reproduși în crescătorie îi concurez în fiecare an cu asociația pe planul de zbor. În prima fază încep antrenamentele individuale, undeva la 5-6 antrenamente individuale. Concurez toți puii care sunt reproduși și care sunt ținuți pentru viitorul lor de zbor. Concurez tot așa la natural, fără a opta pentru varianta de a-i ține la întuneric. Consider că porumbelul trebuie să maturizeze treptat. Va fi făcută încă o selecție după toate etapele și vor rămâne cei care întrunesc condițiile calităților corporale și rezultatele care le-a făcut. Nu pun bază pe rezultatele cu puii, consider etapele cu puii doar un antrenament. Programul de tratamente premergător în perecherii, să spun așa, este începe de obicei la începutul lunii decembrie, când începe și perioada rece. De obicei încep cu tratamentul împotriva viermilor, cu deparazitarea porumbeilor. Prefer să fac deparazitarea cu un produs pe bază de tablete. După o săptămână de pauză și vitamine, continui cu tratamentul împotriva tricomonozei, undeva la 5 zile. Aici folosesc un tratament în apă, fiind pe o perioadă mai lungă. Sigur vor bea apă, chiar dacă sar peste o zi și într-o zi nu o să bea apă, a doua zi sigur o să-și bea apa. Tot așa, după tratamentul de tricomonoză, merg pe varianta de a folosi multivitamin în apă, un complex polivitaminic și probiotice pe mâncare. După tratamentul de tricomonoză, urmez tratamentul de împotriva problemelor respiratorii și a problemelor create de anumiți microbi și urmez un tratament de 5, între 5 și 7 zile cu un antibiotic. De obicei folosesc enrofloxacina buvabilă. Am folosit-o și în timpul concursurilor și am văzut că nu îi afectează foarte tare pe porumbei. Fiind produs probabil românesc, nu este foarte, foarte puternic și atunci se pretează să-l folosești și în timpul concursurilor. După terminarea tratamentului cu antibiotic, tot așa folosesc probiotice, vitamineral, minerale o să aibă la discreție și acesta este ultimul tratament care îl fac până înaintea vaccinării. Vaccinez împotriva paramyxovirozei anual, înainte de a-i băga la pereche, de a-i împerechea porumbei. Fiecare porumbel mai primește o pastilă de tricomonoză, folosesc de obicei Bergamagix, o doză, o singură pastilă. În timpul sezonului
fac tratamente din două în două săptămâni, folosesc, alternez între tratament pentru tricomonoză, undeva între 3-5 zile în apa de băut, și a doua săptămână urmând să fac pentru căile respiratorii, tot cu enrofloxacină, undeva maxim 5 zile. Femeia 268031 provine din o femeie care este soră cu locul 6 național viteză palmares 3 ani. Femeia ca origine are în spate porumbei de Charles Lequens, Ludo Klassen și Van Rijn, iar masculul este cu aceeași origine, un mascul care a avut rezultate deosebite la mine în crescătorie, mascul de 2014. Femeia care vă prezint acum este locul 3 național viteză palmares, locul 3 național viteză un an, locul 4 național demifond un an, locul 5 național demifond palmares și locul 2 la Cupa Europei de la Bruno. Femeia din imagine este 268002, femeia care a obținut rezultate în cursul anului 2019, fiind locul 2 viteză maturi județean, locul 1 județean la Aspit Palmares, locul 1 pe provincia Transilvania la Aspit Palmares, locul 10 național Aspit Palmares. Femeia provine din tatăl fiind nepot din 678 locul 1 național fond Palmares 2008 și mama este femeie cu origine de Leu Varin, fiind având în spate porumbei de Janssen Molemans. Femeia 3048119, femeie cu rezultate deosebite la categoria viteză de demifond. Femeia este de 2018, ea fiind în anul 2020 locul 1 județean viteză maturi. Femeia provine din Porumbei, tatălui fiind strănepot din 678 locul 1 național fond Palmares. În pereche cu femeia 0688239, locul 6 național, viteză palmares 3 ani. Și iar mama este tot cu origine de Charles Lequens Ludo Klassen, masculul fiind unul dintre reproducătorii mei de bază, în fiecare an având din el și cu femele diferite porumbei de top, porumbei care au rezultate bune la categoria viteză de demifond.